sufletul nostru. Alex, spune tu. E greu. Noi de... suntem niște miri foarte emoționați. Da, emoționați, emoționali. Marlen, Flavius, vă mulțumim. E greu de spus cât ce atmosferă ați reușit să faceți în seara asta. Vă mulțumim pentru toate momentele din seara asta. Vă mulțumim pentru emoția transmisă. Vă mulțumim că înțelegeți ce înseamnă un public. Ați dat-o pe românească și tot ringul era plin. Și mereu ați știut ce vrea publicul, mereu ați făcut și mereu v-ați adaptat după public, ceea ce pentru noi a însemnat foarte mult. Ne-a ieșit o petrecere minunată datorită vouă, pentru că de fiecare dată când ați cântat voi, ringul a fost plin și pentru asta noi vă mulțumim, pentru că ne-ați făcut o nuntă de vis. Și dragi mei, noi am fost la ei la studio și am repetat un cântec împreună. Ne-au primit la ei studio, ne-au transmis din emoția lor, am repetat împreună și după aia am cântat aici. Iar nu știu ce alte persoane ar fi avut atâta răbdare cu noi și mai ales cu mirea asta atât de stresată ca mine. Da? Dar până la urmă a ieșit totul bine și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în curând o să vă chemăm și la botez. Cu siguranță. Ne pregătim, vitez. Ne pregătim să ne dea Dumnezeu sănătate, să putem face și asta. Și să vă dea și vouă Dumnezeu sănătate, să continuați să bucurați suflete așa cum ați făcut și seara asta. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte